Stimați telespectatori, bună ziua! Mă bucur că astăzi pot să am în platou ceva deosebit pentru dumneavoastră. Pentru mine, în orice caz, este deosebit să mă întâlnesc cu patru reprezentanți a patru generații de muzicieni sau de oameni legați de muzică, toți trăitori în orașul Arad, chiar dacă nu născuți aici, dar toți au făcut și fac în continuare multe, multe pentru cultura arădeană, pentru muzica arădeană în mod special. O să rog pe colegii din emisie să prezinte imaginea mesei celelalte, acea a interlocutori, așa, cei care vor fi interlocutorii mei, și o să vedeți că sunt foarte diferiți, începând de la culoarea părului până la îmbrăcămintea pe care o poartă, dar toți sunt legați de aceeași idee, cea de a sluji, și a sluji în felul lor în care pe undeva se află și muzică. O să încep cu patriarhul acestei familii, cu domnul inginer Artemiu. O să rog să se prezinte cât de cât, pentru că vă dați seama, la vârsta dânsului ar putea să ne povestească pentru multe, multe emisiuni materiale, dar cât avem voie să știm și cât e bine să știm din ceea ce a făcut dânsul legat de Arad și de cei care i-au urmat, pentru că, uitați, toți cei care mai stau la masă cu dânsul sunt urmașii dumneavoastră. Da, o mică arhivă aș vrea să prezint ca să pot trece la actualitate. Deci, de mic am cântat sau să ajung la vârsta de 14 ani, când cântam în corul bisericesc Francis Hubic, și la 1935, corul Francis Hubic a fost plecat în Italia cu corul și orchestra pentru cântări bisericești. Deci, turneele, iertați-mă că v-am întrerupt, turneele artistice sau chiar și religioase nu sunt o noutate a secolului 21. Și acum își imaginează cineva, asta se petrecea când? 1935. Așa. Dar atunci cântam la armoniu și am cântat în Capela Sixtină liturghia Sfântului Ion Gură de Aur. Mai târziu am ajuns, după 1940, datorită cederii Ardealului, o parte din Ardea, am ajuns ca deportați la Lugoș. La Lugoș, pe lângă liceu, m-am înscris și la Conservatorul Municipal de Muzică, de Contul de Muzică al orașului Lugoș, Ion Vidu. Da. Apoi, la facultate, m-am prezentat la Academia Regală de Muzică în București, pentru pian, însă tata nu m-a lăsat, pentru că vremurile erau altele decât cele, să zicem, astăzi sau de viitor. Și cu toate că am reușit, n-am rămas, pentru că nu puteam să ies din învățământul părinților. Și atunci m-am dus la Politehnică și m-am înscris la chimie. Și așa ați ajuns inginer. Da, și n-ați întrerupt legătura cu muzica după care nu, știu. Nu, am fost angajat cu jumătate din urmă la filarmonică vreo 15 ani, de aceea l-am cunoscut pe maestru Brânzeu și Boboc. După aceea m-am retras pentru că familia a crescut și trebuia să optez pentru una din locurile de muncă, respectiv ori în industrie, ori la filarmonică. Menționez că și soția mea a făcut pian la Biuș, unde a făcut liceu, a făcut pian până la terminarea liceului. Asta este superb, pentru că este o avancronică sau pentru ceea ce urmează. Știu că băiatul dumneavoastră, nu numai băiatul dumneavoastră, a făcut muzică. Da.
Cum de pe ei le-ați lăsat să facă muzică sau tocmai ca să nu pățească ce ați pățit dumneavoastră, au fost lăsați să facă muzică? La un moment dat, vârsta și școala, am discutat treapta a doua. Și atunci eu am dorit să-i sfătuiesc să meargă la treapta a doua. Deci Pupu să meargă la matematică, să facă, eu plăcut matematica, să meargă la matematică, să fie profesor de matematică, și lui Cuchi am sfătuit-o să fac una din limbi străine, că îi plăcea. E, cu toate că ei făceau vioară, Pupu făcea și Cuchi făcea violoncel și pian, cu toate acestea au spus că nu. Rămăsesem cu ei după ce soția a murit și am urmat sfaturile soției mai departe ca educație și moralitate. Și ei totuși au zis că nu rămân să facă ceea ce eu vă învăț matematică, învăț chimie, fizică, nu. Și iată, azi îmi pare bine că au avut ei dreptate. Tatălui Pupu, așa îi spunem și noi la filarmonică, lui următorul din familia Șimonca, Artemiu, este în momentul de față unul dintre concertmaestrii filarmonici și nu de azi, de ieri, ci deja de foarte multă vreme. El este pentru multă lume foarte cunoscut și ca profesor de vioară la liceu de muzică, un profesor cu rezultate bune și mai ales ca și component al unuia dintre cele mai longevive formații de muzică de cameră din filarmonică, un quartet de coarde care deja are cam câți ani? Quartetul de coarde are mulți ani, nu pot să spun repede vreo, cred că vreo 25 de ani. Așa are cel ceva. Puțin. Asta în condițiile în care quartetul este neplătit, este o muncă cât se poate de benevolă, dar cât se poate de delicată, pentru că pentru a face muzică de cameră trebuie o dedicare specială și o muncă în plus mult, mult mai andurantă decât alt tip de muncă. E adevărat că nu-i plătit, dar noi la un moment dat aveam 10 ani de muncă foarte, foarte, foarte multă și mi-aduc aminte că și la 12 noaptea sau la 1 noaptea plecam acasă de la filarmonică. Astea în vremurile bune ale formației, când am și fost la concurs la Praga, însă referitor la plată, nu asta este plata neapărat materială, că primești un leu sau 100 de lei, ci plata vine sub alte forme. Este o satisfacție grozavă când reușești să duci la sfârșit o lucrare grea sau dacă ești într-un concert, într-un recital, cum am avut noi concursul de la Praga, chiar dacă n-am câștigat nimic, a fost o experiență foarte bună pentru noi. Și am continuat în anii care au urmat să nu distrugem formația, că au venit vremuri mai grele, chiar foarte grele, și aici m-aș întoarce puțin la anul 1984. Prima dată la ce spuneați mai înainte de matematică, ce spunea tata de matematică și muzică. Eu până în clasa 9-a sau când am terminat clasa 8-a, deci acolo trebuia să dai un examen. Nu știu dacă se numea treapta a doua, nu mai știu cum era, nu mai țin minte exact. Însă eram foarte bun la matematică și într-adevăr trebuia să optezi ori în stânga, ori în dreapta, ori muzica, ori matematica. N-am ales matematica pentru faptul că atunci s-a întâmplat să ne părăsească mama și am spus că este mai bine să mă duc spre muzică. Și cred că am făcut bine, pentru că poveștile astea mai vechi deja au încărunțit.
Însă rezultatul final este Ștefan, până la urmă, pentru că el este marea bucurie a noastră și marea, așa cum reușești să duci la bun sfârșit o lucrare grea. Deci el este probabil că vârful familiei în ce privește talentul și tot ceea ce face el. Cu siguranță o să ajungem și la el, da, dar până la el mai este un intermediar, tatălui Ștefan. Nu, da, aici pentru îi dau cuvântul lui nu trebuie să tatălui lui Ștefan, însă spuneam de anul 84. Atunci când regimul Ceaușescu ne-a luat complet salariile, deci nu mai lucram pe bani, și primeam pe lună câte 100, 2, 3 de lei pe vremea aceea, care nu însemna mai nimic. Îi zicea autofinanțare. Îi zicea autofinanțare și până atunci, bine zic 84, da, până atunci a fost cum a fost. Însă vremurile, anii de atunci au fost atât de grei încât băiatul meu, Codin, care făcea vioară și era chiar bun la vioară și talentat, am fost obligat să opresc. Da, probabil că te-ai gândit ca și părinții tatălui tău că din muzică nu se prea poate trăi și atunci nu, să facă o meserie. Nu știu dacă prostia sau ignoranța sau nu știu cum să-i spun m-a făcut să cred că omul care ne-a condus atâția zeci de ani țara o să fie nemuritor. O să fie nemuritor, da. Probabil că asta era în mintea noastră deja îmbolnăvită și l-am oprit. Însă, probabil că nici asta n-a fost întâmplător, pentru că, iată, băiatul meu a ajuns acolo unde o să povestească el și s-a născut Ștefan, care și el o să ne povestească mai sigur. Multe. Atunci, Codin, spune-ne, te rog, faptul că ești îmbrăcat în haina care îți reprezintă și meseria, vocația, ne aduce aminte că slujirea Domnului se face atât cu vorba cât și cu cântarea. Care este facilitatea care ți-a oferit-o faptul că provii dintr-o familie muzicală în pregătirea pe care o ai și mai departe în desfășurarea activității profesionale în ghilimele? Da, e cred că cea mai puternică întrebare în ceea ce mă privește, pentru că sigur, pe de o parte, răspunsul s-ar lega de faptul că am un background muzical care m-a pregătit pentru zona muzicală de care am nevoie în preoție, însă aș spune că nu aici este punctul forte al acestei istorii muzicale din spatele meu, cât mai ales cel legat de faptul că muzica în sine e o taină atât de mare și o taină atât de subtilă și atât de frumoasă, încât, având tangență cu lumea îngerilor, inevitabil m-a pregătit spre zona aceasta. Aș face aici o mică paranteză. Și eu am fost, la rândul meu, unul care s-a pregătit la modul cel mai serios pentru matematică. În clasa a 12-a mă pregăteam încă să dau la matematică pură, însă chemarea pe care am simțit-o a fost mult mai puternică, lucru care mă face acum să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că m-a făcut vrednic să simt această chemare. Și felul în care mi-am trăit viața până am conștientizat faptul că vreau să merg pe calea aceasta și sigur și de acolo înainte, adică felul muzical în care mi-am trăit viața, eu aproape că m-am născut în Palatul Cultural din Arad, ambii mei părinți fiind filarmoniști, sunt acolo ca și acasă. Și toată atmosfera aceasta a muzicii adevărate, a muzicii frumoase, a frumosului care m-a înconjurat,
evident că m-a pregătit pentru ceea ce fac și în continuare mă susține în ceea ce fac. Plus că ai experiența relaționării cu oamenii în plan afectiv, muzica la fel ca și cuvântul pe care îl rostești și pe care îl promovezi este cel care se adresează în mod direct sufletului și duhului și cred că experiența relației de tip muzical cu cea de relație de tip liturgic cred că are o destul de mare apropiere. Categoric. Sigur, legăturile sunt mai multe. Sigur. Eu am încercat să merg de la cea mai de jos până la cea mai înaltă, fără să le ating pe cele intermediare. Dar cu siguranță e un palier al zonei emoționale care se suprapune peste ceea ce fac eu, e un palier al zonei psihologice care se suprapune, un palier al zonei eului profund și așa mai departe. Sunt zone din acestea atât de care merg subtile, atât de bine împreună încât poate nici nu sunt cuvinte care să exprime această apropiere între zona liturgică, între viața trăită la modul liturgic și viața muzicală pe care o avem fiecare dintre noi. Și o să îi vină, sau chiar i-a venit rândul și lui Ștefan. Ștefan care e încântat că, în primul rând, tocmai vine de la un concurs pe care, ca de obicei, l-a câștigat. Am înțeles că pe unde umbli la concursuri, lumea mai te întreabă cine s-a înscris și dacă te vede și pe tine pe listă, sunt triști și nu prea mai vor să participe. Unde ai fost de curând? Da, de curând am fost la Bistrița la un concurs de interpretare muzicală românească care mi este foarte drag și n-am avut cum să-l ratez. Asta este bine, nici nu l-a ratat, am înțeles că l-ai chiar câștigat. Da. Felicitări! Este al câtelea, 10-lea concurs câștigat? Le-ai mai numărat? Nu le-am mai numărat. Dar sunt peste 10, așa-i? Câte? 15. Așa. Nu, asta este important. Important este că, iată, Ștefan este la o vârstă ceva mai fragedă decât este străbunicul în care șede și are deja în spate o viață chiar concertistică, nu doar de învățământ muzical și de mediu, de ambianță muzicală și de chiar competiție muzicală. Este unul dintre talentele cu care se mândrește școala muzicală arădeană, cu care se mândrește inclusiv unul dintre profesorii lui, cel principal, mă gândesc, pentru că la școală, după câte știu, ai un profesor oficial sau ai avut și alți profesori, da? Dar ai profesor la Londra, dacă nu mă înșel, nu? Asta o să ne spună tata cum de ai ajuns tu la Londra, dar mai întâi cum a ajuns el la Londra, fiindcă la început a fost tata la Londra și a predat acolo și... Bunicul, tata. Iartă-mă, sigur că da, bunicul. La toată lumea este foarte, foarte complicat să înțeleagă cum un personaj care arată ca și Pupu poate fi numit bunic și... Toate că e foarte simplu. Da. Simplu. Codin și cu Ștefan parcă sunt frați. O să aflăm asta însă după pauza de publicitate. Atâta grosolănie încât
mă simt descumpănit deseori. România de astăzi trăiește printr-o sau trăiește într-o gravă criză a valorii. Ingredientele succesului în România sunt prostituția, tupeul, șmecheria. România nu e o țară coruptă. România e o țară jefuită. Dacă eram un popor serios, nu aveam o asemenea clasă politică ticăloasă. La vârsta mea nu mai pot să ai decât trecut. Eu mă consider una din vocile care vorbesc azi în deșert. Nu reușesc să fiu atât de egoist cum aș vrea, încât să zic că nu mai pas ce să ne vede. Cele mai frumoase momente din viață au muzica lor. Citește Glasul Aradului, singurul ziar arădean care apare sâmbăta. Afli sâmbăta ce scriu alte ziare luni. Citește Glasul Aradului, cea mai bună formă, cel mai bun conținut. Citește Glasul Aradului. Glasul Aradului. Un nou portal pentru arădeni. Tot ce e nou și tot ce se schimbă în orașul tău, afli prima dată de pe www.ghidularadean.ro. Informații complete pentru arădeni. Vă promiteam, stimați telespectatori, că o să ne povestească Pupu, pe care l-ați mai văzut într-o emisiune la Baricada, când m-a ajutat să-i prezint pe membrii unei formații care a concertat pe scena Filarmonicii. Atunci făceam câteva referiri la Procorda, o școală foarte interesantă sau interesantă prin faptul că e diferită și de foarte înaltă calitate, școală de muzică din Londra, unde a predat mai multă vreme. Cum s-a întâmplat acel episod? Deci ai fost elev foarte bun, ai neglijat sfaturile părinților și te-ai apucat să faci profesionist vioară, nu numai așa cum
ar fi făcut orice amator, ci ai făcut-o serios, ai ajuns concertmaestru la filarmonică, ai fost profesor la liceu de muzică, ai făcut muzică de cameră și iată profesor la Londra. Hai să nu spunem Londra, pentru că nu e chiar în mijlocul Londrei. Da. Undeva în Anglia. Da, este o școală, e o istorie mai lungă, dar așa pe scurt, este o școală specială pentru instrumentele cu corzi, în care se mai admite și pianul. Și este o școală numai pentru muzică de cameră. De la vârsta de 7 ani până la vârsta de 18 ani, poți să dai un mic examen acolo, la fața locului, sau trimiți o casetă cu o piesă care o alegi, care crezi că te reprezintă. Ești admis sau nu? După ce ești admis, plătești o taxă foarte mare și particip la cursul de muzică de cameră, unde ești fie vioara întâia, fie vioara a doua, fie violă, fie violoncel. Foarte important de spus că în această țară toți care cântă la vioară cântă automat la pian și automat la violă. Cei mai ambițioși pun mâna și pe alte instrumente, dar astea trei sunt ca și unul. Deci la fel cântă la violă ca și la vioară. Și între timp fac școală ca și la noi? Nu fac școală ca și la noi. Fac diverse școli, lucrează cu profesori în particular. Orice școală ar fi în Anglia, are disciplina muzică, care este serioasă, și instrumente, și orchestră, și cor, și tot ce vrei. Sunt școli mai, care se ocupă mai, la modul mai serios de muzică, dar este o țară care cântă la instrumente, așa cum cântă Italia cu vocile. Asta dă un ascendent acestor... Nu întâmplător... Ei altfel apreciază muzica. Cele mai mari nume de profesori și de instrumentiști, de artiști s-au stabilit în Anglia. Din Rusia, în special, și din alte țări. Până și americani. Handel, nu? Și Handel s-a stabilit până la urmă. Până la urmă, da. În Anglia. Așa că asta este școala. Bun, cum ai Dar ajuns tu? Eu am ajuns tocmai când am mai avut o vizită din Anglia, între timp după ce au plecat cei care au cântat aici la noi la filarmonică, am mai avut o vizită alți prieteni de la începuturile călătoriilor mele în Anglia. Este o poveste foarte ciudată și a pornit de la o vizită a unei directoare cu a unui preot dintr-un oraș din Anglia, la școala la care a predat sora mea. Întâmplător... scuze, telespectatorilor, normal ar fi fost să o aducem și pe sora ta. Și dar... mai puteam aduce din familie, să nu mai încăpem în... Proiectul va trebui să facem încă o repriză de emisiune cu familia voastră, pentru că, iată, sunt mult mai mulți decât cei de față. Asta e partea bărbătească a familiei, da, probabil, și este linia directă. Atunci să discutăm într-o emisiune despre, numai despre partea aceasta. Ar trebui, pentru că vrei, sunt foarte multe și mi-e greu poate să... Poate că mai chemăm pe cineva ca să discutăm și problemele învățământului muzical în România, pentru că, iată, e o situație destul de ciudată în momentul Aș de față. Aș putea să spun foarte multe. Și ar fi interesant. Da. Atunci să trecem mai să bine... Să trecem direct la Ștefan. Da, să trecem la... Și pe tine te interesează, văd, ca și pe mine. Pe mine, din alt punct de vedere, mă interesează Ștefan. Ștefan, cum te împaci totuși cu școala și cu muzica, pentru că la noi școala trebuie să fie o treabă care, în care să te pregătești exact ca orice elev care în timpul care tu studiezi, el se joacă pe calculator sau fotbal sau știu ce, pe skateboard sau ce știu ce face, iar tu cânti la vioară. Cât cânti la vioară pe zi? Nu pot să spun acum foarte precis, dar este clar că vioara, școala mi-a foarte mult din studiul pentru vioară.
studiul Viori și în vacanțe sunt cel mai, sunt foarte fericit pentru că am timpul petrecut la școală, petrecut cu vioara. Asta înseamnă că tu vezi școala ca și o parte de activitate care îți blochează studiul la vioară. Deci dacă n-ai avea școală, nu te duce să joci fotbal, ci te duce să studiezi. M-aș duce să joc și fotbal, să fac și puțină mișcare. Bineînțeles, am glumit, dar înțeleg că te-ai bucurat să ai mai multă vreme de studiu. Da. Totuși, spune cât studiezi. 3 ore, acum când este școală, 3 ore maximum pe zi. Pe zi? Asta înseamnă în fiecare zi? Nu, nu chiar în fiecare zi. Dar duminica ce faci? Duminica? Studiez. Studiez. Și în vacanță ce faci? În vacanță nu mă studiez. Aproape nu mă studiez. Da. Erau niște întrebări pe care, la care eu cunoșteam răspunsul, pentru că toți muzicienii trece prin această situație care nu se termină niciodată. Pupu, dacă o să-l întreb, o să-mi spună că studiază și acum și nu numai spune, chiar și face. Muzica, la fel ca și multe alte meserii, nu are perioadă de învățământ și perioadă de aplicare a ceea ce am învățat, ci e un învățământ continuu, învățare continuă. Unii înțeleg treaba aceasta, alții nu înțeleg. Dar unora, chiar dacă studiază, nu le iese performanța care iese lui Ștefan, pentru că sunt sigur că mai există câțiva elevi din clasa ta sau din școlile din țară care studiază și ei 3 ore pe săptămână, pe zi, și totuși nu câștigă concursuri, nu ajunge la performanțele pe care le-ai atins tu. Aici cred că trebuie să-l întrebăm pe străbunicu sau pe bunicu sau pe tata, cum, cine-i vinovatul că munca pe care o depune Ștefan are rezultate și are un randament atât de bun. L-aș întreba pe străbunicu cum se vede de la dânsul evoluția violonistului Pupu și evoluția violonistului Ștefan. Amândoi. Dar Codin a făcut vioară. Cum vi s-au părut că s-au dezvoltat ei? În perioade diferite, bineînțeles, au avut loc. Pe cât îmi permite pregătirea. De părinte. În primul rând. Da, și de grijă și de sprijin și așa mai departe. Eu acord lui Pupu treaba aceasta. Deci, în zona în care trăim, în spațiul în care trăim, Pupu este acel care mișcă lucrurile sau le controlează sau tot timpul e monitorizat asupra acestui. Iar pentru Ștefan, alte cuvinte aș putea să spun, dar nu vă rețin atenția cu asta. Ștefan, eu așa cred că este în atenția noastră din multe puncte de vedere. Deci, orice baricadă, zis în paranteză, ar fi, noi sărim și ajutăm unde putem. Dar Pupu, cealaltă parte, dar inclusiv toate serviciile care se scurg și care servesc pe Ștefan sunt acordate în orice moment, pentru că ne dăm seama că și-a ales bine cu sprijinul lui Pupu, pentru că el este acel care... Profesionistul în familie, da. Și pe de altă parte, probabil că rugăciunile lui Codin sunt primite. Amin. Asta este un lucru important la care multă lume nu se gândește. Multă lume nu se gândește. Ce te faci, Pupu, dacă e o utopie? În momentul de față pare utopic. Codin a fost foarte bun violonist, nu? Da. N-a avut performanțe, n-a umblat, că nu era modă atunci să umbli la concursuri și așa mai departe, dar a fost bun violonist. Da. Și totuși, la un moment dat, a spus, nu pe mine
Dumnezeu mă cheamă în altă parte. Nu, eu am spus nu cu vioara. A, înțeleg acum. Ce te faci dacă Ștefan, cu toate performanțele și toate, toată această pornire tumultoasă și spectaculoasă, și o să spunem mai târziu sau spunem de pe acum spectatorilor noștri că Ștefan nu numai e violonist, Ștefan este un muzician, deja putem să-i spunem muzician complex, el tot ceea ce ține de muzică rezolvă la parametri optimi și este și compozitor. Adică nu numai cântă muzica altuia, ci își face și el muzică după cum o simte. Deci are deja o pornire clară către muzică. Ce te faci dacă el o să zică și totuși eu vreau să mă fac, ce știu eu, ce o să fie peste 5 ani la modă sau se inventează și devine important pentru el. Altceva. Mai important decât vioara, da. Nu decât vioara. Decât vioara. Este foarte ușor să răspund la întrebarea asta. Trebuie să spun trei lucruri. Ștefan, până s-a născut, deci mama lui Ștefan, cele 9 luni le-a petrecut cu căștile pe burtă. Ideea lui Iată Codin. Iată o metodă bună. În care a ascultat, cred că toate genurile de muzică, dar foarte multă muzică simfonică. Asta ar fi primul lucru. Al doilea lucru este că Ștefan s-a născut cu tot ceea ce alții sau cei mai mulți se chinuie să obțină prin studiu, prin școală, prin studiu, prin muncă multă. Asta se numește talent. Asta se numește un dar de la Dumnezeu, sigur că da. Dar darul lui Ștefan este imens. Pentru că nu am făcut cu el nici măcar o oră de teorie muzicală, decât foarte, foarte puține noțiuni. Când am început să lucrăm la vioară, toate le avea în el. Are auz absolut, solfegiu, n-am făcut cu el deloc, solfegiază zilele trecute, înainte de Bistrița, a luat partitura de la Carmen și a cântat-o, a solfegiat-o așa ca și cum ai dat drumul la robinet, la apă. N-am putut eu să-l urmăresc aproape. Și mai este încă ceva, pentru că Ștefan are o surioară de 5 ani, Teofana. Mie mi-a plăcut foarte mult să desenez și să pictez și foarte mult mi-a plăcut. Și acum mai pot să desenez destul de bine. Tot ce a fost bun în familia noastră, probabil că de la toți, luat, a intrat în cei doi copilași. Pentru că Teofana aproape că nu există zi în care să nu stea ore și ore să deseneze, să picteze și foarte frumos. Ștefan este pe partea muzicală, unde nu ai ce să-i, aproape că nu ai ce să-i spui. Lucrezi cu el ca și cu plastelina cu care faci ce vrei. Poți să, orice formă, orice, îți răspunde imediat. Nu văd ce ar putea să-l determine să-și schimbe, nu instrumentul, pentru că el, ca, spre deosebire de alți copii de vârsta lui, nu are alte preocupări decât toate cele legate de artă, fără să știe că toate sunt în aceeași sacoșă. Este vorba de muzică, este vorba de dirijat, în muzică, de vioară, de pian, de dirijat, tot ce ține de compoziție, de audiții muzicale, de concerte care așa, și dintre celelalte arte îi place foarte mult cinematografia, teatru. Dacă îl întrebați ce filme preferă, sunt sau actori sau chiar scriitori, o să vă răspundă ceea ce n-ar răspunde probabil că poate un copil din 2000. O să vă răspundă Caragiale, o să vă răspundă Birlic, o să vă răspundă Toma Caragiu, pe care copiii de acum nu-i știu. Nici n-au auzit de ei. Și noi n-am vrut să-l învățăm pe Ștefan, ci el, văzând un film, o piesă de teatru sau... În sensul că noi le-am vrut pe gât. Nu! Deci s-a legat Stan și Bran, Chaplin.
cine se uită dintre, în generația lui, da, cine se uită la, sau cine savurează așa ceva? Deci Ștefan e un om de pe lumea asta care a trecut de câteva ori prin integrala Chaplin. Nu doar ce a apărut pe la noi pe piață, a făcut rost de tot ce înseamnă Chaplin, de la debut până la ultimul lui film, și tot ce înseamnă apariții filmate le-a fumat. Nu cred că există vreun motiv sau ar putea exista, cum a fost cazul lui Codin, când a terminat clasa 12-a și înainte de a se duce la examenul de facultate, ne-a spus că la matematică. Nu merge la matematică, ci merge la teologie. Și ne-am lipit de pereți. Da. Dar cred că v-ați bucurat. Dar cum? Deci n-am Deși ați fost șocați. Nu, atunci, momentul, în acel moment, nu ne-am bucurat. De ce? Un păstor de suflete, un preot, este ceva... Acum vorbim altfel. Atunci era altfel. Deci eram, da. Vedeam lucrurile altfel. Da. Dar uitați unde am ajuns. E grozav. Cum colaborați la educația lui? Pentru că mă gândesc că e... Foarte ușor. Asta este bine. Partea muzicală e la mine, în mâna mea. Noroc cu Codin că îl poate ajuta la matematică, pentru că eu nu mai pot, din ce știam la vremea mea în școală, nu mai pot să fac aproape nimic. Codin încă știe, îl poate ajuta, pentru că la matematică... Dar aici e chiar simplu. Aici e chiar simplu, pentru că Ștefan, așa a rânduit Dumnezeu, s-a născut într-o familie plină de profesori. Străbunicul a fost... are o carieră de profesor, de director de școală. Bunicul său e profesor de zeci de ani deja. Celălalt bunic e preot, deci are o zonă pedagogică în el. Mama lui Ștefan e profesoară. Eu, de asemenea, lucrez în școală. Didactică, da. Suntem vrând nevrând într-o școală de... într-o familie de dascăli, doar nu doar muzicală, și asta ajută în sensul în care putem înțelege mai bine nevoile lui, putem înțelege și într-un mod profesionist și putem aplica trucurile pedagogiei în așa fel încât să nu piardă el vremea cu înțelegerile lucrurilor, pentru că disciplinele, pentru cei care nu știu, disciplinele la școală, materiile pe care le face un copil la o școală de muzică, sunt absolut aceleași ca și la o altă școală, atât doar că se adaugă toate disciplinele muzicale, și care la Ștefan înseamnă orchestră, înseamnă teorie, înseamnă ritmică, istoria muzicii, vioară, deci nu e doar vioară, pian, e mai complicat decât poate părea. Și atunci celelalte discipline de care Ștefan simte cumva că îi rețin din timpul pe care el l-ar dedica muzicii, celelalte discipline trebuie să îi le facem și încât ține de noi, ce putem noi, să îi le facem și plăcute și să fie cât se poate de eficient în receptarea informațiilor și a celor care, de care are nevoie la școală. Văd că personajul, și știam eu că personajul principal o să fie Ștefan. Ce ne facem, ce vă faceți, ce ne facem noi, arădenii toți, care îl iubim, în viitor cu el? Pentru că de aici încolo treaba devine foarte, foarte acută în materie de management al acestui talent. Pentru că, iată, una e să te naști pe să o pornești de pe cărare și alta e să o pornești de pe autostradă. Ștefan este undeva la mijloc. E în apropierea unei autostrăzi. Centură. Nu e centură. Și avem șansa de a putea totuși să sperăm, voi mai ales, că poate să învețe în niște ambianțe, așa cum ziceai, de cea de la Londra, de cea mai înaltă calitate profesională. Mă gândesc că tu câți ani ai acum, Ștefan? 11. 11.
Câți ani avea Mozart când era copil minune? Eu cred că sunt exagerate. Vreau să spun că pe vremea aceea un foarte tânăr talent era luat de părinți și dus și exploatat în ghilimele, dar nu numai în ghilimele, și în realitate, fiind prezentat ca un copil minune în diverse puncte de atracție, care erau, bineînțeles, castelele și saloanele protipendadei. Iar acum trăim niște vremuri în care protipendada are alte standarde. Și protipendada și gustul publicului nu mai merge spre... Uitați-vă la România au talent. Câți instrumentiști ați văzut acolo? Ați văzut începând de la contorsioniști, dansatori la bară, știu și eu, mentaliști. Acum am înțeles că există o nouă meserie. Apropo de asta, aș vrea să spun ceva, că m-au întrebat de multe ori copiii la școală de ce se numește Sinfonia Sinfonia Surpriza. De ce se numește așa, lui Haydn? Și pentru că are legătură cu ce spuneați mai înainte, de preocupările de pe vremea lui Mozart în materie de distracție. Da. Ce însemna asta? O petrecere, ba la palat, ba în tot felul de saloane din astea în care se adunau și petreceau cei care n-aveau alte probleme. Prin grădini. Prin grădini, da. Și acolo se aduceau copiii minune și orchestrele și mai știu cine care să... Ce făceau aceia? Cântau muzică de Bach? Asta era distracția. Da. Cu băuturi, cu mâncare, cu dansuri, cu tot felul, printre care erau și astea. Și atunci, explicându-le copiilor că de fiecare dată când când aveți de cântat o lucrare a unui compozitor, încercați să vă întoarceți la perioada în care a trăit și veți înțelege mai bine ce a vrut atunci cu muzica. Și Enescu a spus întotdeauna, nu încerca să faci din Bach muzică, să-l aduci pe Bach în secolul 20, în anii în care trăiești, pentru că nu e adevărat ce cânți atunci. Încearcă să te duci înapoi și să-i cânți muzica așa cum și-a imaginat-o el, da, cum a dorit-o el. Ei, și asta așa ca și o paranteză. Dar acum, cu ce se întâmplă în lume, nu chiar peste tot, dar la noi se întâmplă zi de zi, eu nu prea am unde să-l duc pe Ștefan, că aș putea să-l duc, pot să vă dau exemple. Ce se spune? Fă ceea ce-ți place. Și atunci o să-ți iasă treaba cum trebuie. La Ștefan nu este cazul să îi spun să studieze atâta sau atâta. Sigur că îi dau sfaturi și stau cu el și îl ascult și spun cum, ce să facă. Dar la capitolul plăcut, de a-ți place ceva, aici la Ștefan nu se pune niciun fel. Tu ai perfectă dreptate, în cazul este că lui place și face, și face bine și obține niște rezultate care după aceea trebuie să le valorifice. Valorificarea nu este faptul că lui place, ci faptul că face altora plăcere cu ceea ce lui a plăcut. Acei altora, nu știu unde sunt, pentru că de-abia astăzi sau ieri am constatat că pe cineva interesează faptul că niște fete care au exersat foarte mult, nu atât de mult cât a exersat el, au câștigat niște medalii de aur la europene și sunt băgate în seamă și devin obiect de interes public și li se dă atenția cuvenită. Gimnastele? Vorbesc de gimnaste acum. Dar au trecut, iată, 4 ani sau 5 ani în care n-am auzit aproape niciun cuvânt despre performanțe în domeniu pozitiv. Am auzit cât s-a furat, am auzit cât s-a înșelat, am auzit cât s-a triblat și marile scandaluri. Astea au fost preocupările și de aceea ziceam că sunt îngrijorat dacă el își poate valorifica rezultatul acestei muncii care vine să dubleze talentul pe care îl are, dacă el îl poate valorifica. Eu aș vrea să spun aici ceva și legat de ce spuneți dumneavoastră și de ce spuneați înainte de intervenția tatălui meu. Spuneați ce ne facem noi arădenii cu
și aș spune lucrul acesta nu legat doar de Ștefan, ci legat de toate valorile reale pe care le avem în zona aceasta. Așa ca Ștefan, oricare din zona valorii autentice trebuie să-și găsească pe parcursul vieții sale o cale în care să se manifeste. Și cum trăim într-o vreme în care piața dictează aproape totul, de la sport la cultură și de la distracție la business, evident că va trebui să-și găsească o zonă în care piața să ceară muzica pe care o face el. Problema este că, spuneați de Arad, problema este și poate că putem extrapola puțin tel și în zonele României. Aradul nu prea, din ce putem observa, nu prea cere muzică la nivelul acesta. Sigur, e însetat Aradul de muzică. Însă, în momentul în care este să susțină un proiect muzical, aici lucrurile stau mai prost. Și mă gândesc pur și simplu la, de exemplu, la concertul de ieri seară pe care l-a avut maestrul Alexandru Tomescu, care proiect are nevoie de susținere financiară, adică nu de un bilet plătit cu 3 lei sau cu 5 lei la filarmonică, ci cu 50 de lei. Și aici Arădeanu e mai reticent în a susține un proiect de felul acesta. Și atunci, spre deosebire de Timișoara, care e mai dispusă, pentru ca să fac o comparație care mi-e foarte la îndemână, e mai dispusă să cheltuie bani pe așa ceva. Și atunci, întrebarea ce ne facem noi arădenii, ni se adresează până la urmă nouă arădenilor. Este o catastrofă trecerea asta a timpului, iarăși constatăm. E un dar de la Dumnezeu și asta. Da. Va trebui să promitem telespectatorilor că vom discuta pe rând ori cu fiecare dintre voi, ori din nou, dar pe niște tematici mai restrânse. Ceea ce am vrut să demonstrez, cred că s-a demonstrat, faptul că există o preocupare care trece prin generații. La un moment dat a fost aici doamna Silvia Demian, care este descendenta unei familii care are multe nume sonore în muzică. A fost Nicu Brânzeu, care iarăși este descendent unei familii care, al cărui nume spune mult și pentru Arădeni, dar și pentru muzica națională. Și iată, familia de astăzi este iarăși o dovadă foarte, foarte palpabilă, iată, 4 generații, pentru faptul că există, indiferent de faptul că domnul Artemiu v-ați născut în 1922 și ați circulat prin toată partea asta a țării în vitregia timpurilor și ați trăit și pe vremurile interbelice și în comunism și iată acum în această tranziție îndelungată. Și totuși ați transmis ceva din care a ieșit, iată, mai întâi un concert maestru, după aceea un preot, după aceea se pare că un muzician de valoare. E adevărat că nu este doar meritul noastră, el s-a adăugat meritul bunicului lui Ștefan, după aceea s-a adăugat meritul tatălui lui Ștefan și eu sper că în continuare se vor naște muzicieni în această familie. Vă doresc o longevitate cât mai mare și dumneavoastră, dragi spectatori, vă mulțumesc că ați stat cu noi și în această emisiune. Vă promitem că vom continua acest fel de întâlniri. La revedere!